Iată-ne din nou împreună. Astăzi am să vă prezint din gama prezentărilor care o să le fac în continuare. Gama mea a ajuns pachetul și acum îl deschidem împreună. Deci, astăzi mi-a ajuns pachetul și cu mare bucurie îl desfac împreună cu voi. Uitați, așa, mă scuzați pentru că sunt într-o. Deci, pachetul Dotera se prezintă așa. Scoatem afară. E o surpriză și pentru mine, pentru că de la lună la lună când fac comanda, e o surpriză pentru mine, pentru că nu mai aduc aminte ce am comandat, ce a fost în pachet. Și acum, ușor, am să trag câte un produs. Deci, masca de la Dotera, care este o mască, se folosește odată la săptămână pentru detoxifiere. Acum, după atâta timp, am comandat-o și eu și după aia o să vă spun rezultatele, dar este o cremă fantastică. O mască, mai exact. Am să vă prezint pachetul Long Life Vitality, ceea ce vrea să spună viață lungă și vitalitate. Asta se folosește tot timpul, pe o perioadă mult mai lungă de timp. Acesta este, ar fi al treilea pachet de când sunt în Dotera de 2 ani. Și l-am folosit împreună cu soțul meu și cu băiatul meu. Acum, cura asta, pachetul ăsta, vreau să fie doar pentru soțul meu. O să-l desfacem împreună. Sunt trei cutii, cum vedeți spre ambalaj, sunt trei cutii de integratoare. Împreună ele se cheamă Long Life Vitality Pack. Dar, uitați, acesta este complexul de vitamine. Integratoarele Mega, OE Mega. Și acesta este. Ups! Alfa CRS Plus. Vedeți, celular Vitality Complex. Complex celular pentru vitalitatea celulelor. Acesta este un nutrient pe care noi nu luăm toți nutrienții din alimentația zilnică. Și acesta e suplimentul alimentar, uleiuri esențiale, mega, pentru energie. Deci, cum vă spuneam, este o surpriză și pentru mine, pentru că de la lună la lună nu mi-amintesc ceea ce am comandat. Acum, acesta este uleiul esențial de mir, pe care îl folosesc foarte des. Acesta, practic, este un ulei care se poate folosi singur, cum se folosește tămâia, cel care nu știu, se face o cură cu tămâia, frankincense, cum se cheamă la Dotera, se pune o picătură sub limbă. Acesta poate fi folosit exact în același mod, o picătură sub limbă, dimineața și seara. Sau, în anumite cazuri, depinde de rezultatul pe care vrei să-l obții, doar dimineața sau doar seara. Noi îl folosim în casă dimineața și seara. Pentru asta am comandat uleiul Mir, acest ulei. Îl așteptam cu nerăbdare. Acesta este nelipsitul ulei lămâia, lemon, care îl folosim în fiecare dimineață într-un pahar cu apă călduț sau la temperatura camerei. Două picături în paharul cu apă și îl bem. Asta este pentru o detoxificare lejeră.
Aici, în acest pachetel, este doTERRA Body Mist. O cremă de corp care folosesc după ce, o folosim după ce facem baie, tuș, practic, pentru emolient, pentru piele. E foarte bună, vă recomand. Deci, acesta a fost primul pachet, pentru că am primit două pachete. Deci a fost primul pachet, l-am epuizat. A fost mai important, am avut complexul de vitamine și crema de față. Acum urmează să desfacem al doilea pachet. Aici sunt mai multe produse pentru că pachetul acesta l-am comandat. Am plătit foarte puțin, dar toate produsele care sunt în acest pachet sunt luate cu punctele care le-am acumulat de curs de 5 sau 6 luni și am avut puncte multe, 200 și ceva de puncte, plus am avut și bani, vreo 90 de euro. Și atunci toate produsele care sunt aici sunt aproape luate toate cu punctele și cu ceea ce câștig de la comenzile făcute lunar. Desfacem pachetul. Uitați, este sigilat. Desfacem și acum cu mare bucurie o să vă împărtășesc ceea ce conține acest pachet. Vă rog pentru informații, să mă pregătesc mai bine, pentru dacă aveți întrebări, puteți să mi le puneți în comentarii și eu o să încerc să vă răspund la toți în timpul meu liber. Ok, acum, hârtiile care sunt ambalajul, câteva hârtiuțe, ca toate produsele să stea corect în pachet și acesta este pachetul meu. Uitați câte produse am. Ok. Eu această lună am luat și aceste trei confecțiuni pentru a-mi face singură în casă spray-urile de care am nevoie. Seara pentru dormit, pentru mentă și cu apă pentru să te reconectez, nu vine exact acum cuvântul, dar o să mi-aduc aminte ce voiam să vă spun. Ele arată în felul următor, sunt confecțiuni goale, sunt cu pulverizator, în felul următor. Pentru mine sunt foarte importante pentru că din majoritatea uleiurilor fac singură rolon, cum ar fi aceste sticluțe care le-am cumpărat și fac rolul. Vedeți uleiul înăuntru? Mi le fac singură în casă. Cum de altfel și spray-urile. Pentru curățenie, pentru baie, pentru prima de a mă culca, dau puțin spray și așa am rezolvat multe din anumite chestii care le rezolv singură, în domeniu casnic, ca să spunem așa. Aici bănuiesc că este iar un pom, care l-am așteptat foarte mult timp să... Nu, iar un pom. Aici, crema de blue, pentru dureri articulare. Uitați, ea vine ambalată în felul următor. E toată sigilată. Despre această cremă ar trebui să fac doar un video, să vorbim doar despre acest produs care este fantastic. Mi-a rezolvat o durere puternică la picior. Soțul meu avea dureri de spate puternice, făceam de foarte multe ori tratament la medic, chiar rămânea blocat la pat câte o zi. Dar în urma folosirii acestei creme magice, să zic așa,
durerile nu s-au mai prezentat de foarte mult timp. A continuat să o utilizeze chiar și când durerile i-au trecut. Spre marea mea mirare, l-am întrebat de ce continui să o utilizez și a spus de frică să nu mi se întoarcă durerile. Deci este fantastică această cremă de păblor. Așa. Aici este un kitul de uleiuri. După părerea mea, n-ar trebui să lipsească din nicio casă, pentru că sunt cele trei uleiuri esențiale de prim ajutor, care ar trebui să facă parte din trusa fiecărui persoane de pe pământ, să spunem așa, să nu exagerăm. Am să vă arăt acest kit superb de lavandă, lămâie și mentă. E fantastic, dar nu știu cum se deschide. Nu aș vrea să stric această cutiuță. Bun, ok. Cred că am înțeles. Se deschide așa. Se scoate afară din acest kit. Ok. Și se prezintă așa, în felul următor. Sunt uleiuri esențiale de 5 ml. Și v-am spus, ar trebui să facă parte din casa fiecărui om ca trusă de prim ajutor. Trei uleiuri esențiale. O să vedeți, cei care vor să probeze. Aceste trei uleiuri acoperă o gamă foarte mare din utilizul zilnic în casa fiecărui persoane. Deci mă repet, mă scuzați, nu sunt obișnuită să fac video, dar... Din cauza că m-am îndrăgostit de aceste uleiuri și sunt fantastice, mă ajută foarte mult în casă, pe mine, pe soțul meu, colegii mei la lucru, am decis să vi le prezint și vouă. Deci acestea sunt uleiurile miraculoase. Aceste trei uleiuri. Dotera. Aici probabil nu știu exact ce este. Iar un pom. Este un ulei fantastic. Miraculos, ca să zic așa. Am reușit să-l iau după atâta perioadă de timp din punctele pe care mi le-am adunat în cont. Fiecare persoană care se înscrie are un cont personal. Poate să-și comande uleiurile când vrea, din comoditatea de acasă. Și ce e fantastic, că în momentul când comanzi, punctele de transport, banii pe transport pe care noi îi plătim, acei 8 euro pentru transport, vin înapoi sub formă de puncte. Plus, comanda per total, toate punctele acumulate, 10% din valoarea banilor pe care voi plătiți, vă vin înapoi sub formă de puncte. Astea în primele 3 luni. Dar de asta o să mai vorbim. Acum nu facem un plan de lucru și de banii pe care voi puteți să-i câștigați sub formă de puncte, ci vorbim doar despre produse. Iar un pom este un produs fantastic. Am să vă povestesc despre el și despre toate beneficiile pe care poate să vi le aducă. Noi cei din Dotera, care am început să-l folosim și cunoaștem bine fiecare ulei. Acesta se folosește în crema de zi, în crema de noapte, câteva picături ca să o îmbunătățească și îți face un ten foarte luminos, încetinind efectele îmbătrânirii. Deci acesta este iar un pom. Eu Deep Blue îl mai comand și în această manieră, în pliculețe. Am să vă spun motivul. Îmi iau tot timpul la mine câte 2-3 pliculețe pentru a le oferi colegilor în momentul când au dureri de spate sau dureri de genunchi, dureri articulare în general, și funcționează, se ameliorează durerile și toți cei care îl folosesc
Știu sigur că la următoarea comandă o să am comandă de la colegii mei o cremă sau două creme. Astfel îmi fac pachetul și eu mai adaug doar foarte puține produse în coșul de cumpărături. Eu personal, pentru că comanda se mărește cu produsele care trebuie să le cumpăr pentru celelalte persoane care încă nu sunt pregătite să-și deschidă un cont Dotera. Asta vroiam să spun, scuzați lapsusurile pe care le am. V-am spus, nu sunt obișnuită să fac live-uri, nu am fost pregătită pentru acest video, nu m-am pregătit prima în niciun mod. Acesta este produsul care această lună a fost scontat, 10%, și eu am hotărât să-l recumpăr pentru că mai am unul, dar aproape se termina. Tot așa îl folosesc pe față pentru semnele mici puncte, dacă se vede, vase de sânge sparte sau anumite imperfecțiuni pe față. E perfect. Aș putea să vă arăt și cel pe care l-am acasă deja. Uitați. Am unul acasă deja. Îl folosesc frecvent. Dar acesta este cel nou care mi-a venit acum în comanda care am făcut-o pe această lună. E fantastic și acesta. O să auziți de la mine despre toate produsele că sunt fantastice. Acestea sunt capsule vegetale în care eu îmi pun anumite uleiuri ca să le putem consuma intern. Deci, uleiurile Dotera se pot folosi în capsule și luate intern. Capsulele se prezintă în felul următor. Am să desfac această confecțiune, dar aveam în preajma mea o... Nu o găsesc acum, dar am să desfac pe asta. Aveam o cutie deja desfăcută. O să o desfac oricum eu le folosesc. Capsule vegetale goale. Mă ajută foarte mult pentru a lua. Zilele astea m-am confruntat cu o eritemă, o mâncărime de piele. Alergie, mai exact spus. Și ar trebui să iau lemon, malaleuca și mentă intern în capsulele vegetale, care sunt în felul următor. Se desfac capsulele. Vedeți? E foarte simplu. Se desfac capsulele, se introduce uleiul, respectiv o picătură sau două, depinde de caz, și se poate completa cu o picătură sau două de ulei de măsline extra virgin. Se închide capsula și apoi se bea. Deci astea sunt capsulele vegetale pe care eu aproape că le-am terminat. Le folosim din nou toți cei din membrii familiei mele, toți cei din casă. Le folosim. Ok. Și acum, în acest pachet, probabil, sunt toate uleiurile pe care eu le-am comandat în această lună. Pentru a recomplecta uleiurile care sunt pe terminate. Deci, o să desfacem această cutie, care trebuie să înțeleg cum se desface. Exact așa. Perfect. Scoatem amba din ambalaj. Și aici sunt uleiurile și pasta de dinți. Deci, pasta de dinți On Guard. Noi nu mai folosim pasta din comerț. Folosim doar pe asta. Donează o împrospățire a cavului oral. Are calitatea de a albi dinții și de a, în timp, placa care se formează pe dinți. Folosim numai asta. Este și, în primul rând, este și o primă barieră cu
microbi și tot ceea ce ne înconjoară. Deci dimineața începem cu această mică barieră, să spunem așa, igiena orală cu On Guard. Deci astea trei au fost pasta de dinți On Guard. Geranium este un ulei nelipsit din casa mea. Are un miros plăcut. Se aseamănă cu trandafirul și tot acoperă o gamă foarte largă din spectru virusurilor și a bacteriilor. Îl pun în anumite combinații și se poate lua intern. Se poate face roll-on aplicat pe corp. Eu îl folosesc foarte mult doar mirosindu-l, pentru că ți oferă o senzație foarte plăcută și clarifică mintea, geraniul. Un ulei de care m-am îndrăgostit la prima vedere sau la primul miros, ca să-i spunem așa, mușețelul roman, camomila romană. Este un ulei fantastic pentru a calma seara înainte de dormit. Se poate pune în difuzor, cum de altfel și geranium se poate pune în difuzor pentru a curăța ambientul. Roman camomil, folosit aceste zile acest ulei fantastic, făcând un rolon și l-am oferit unei colege de ale mele care spunea că are probleme cu fetița de 3 ani când e agitată și nu doarme noaptea. Am folosit acest ulei fantastic. Se poate folosi și lavanda, 2-3 picături într-un rolon de 10 ml, combinat cu ulei de cocos fracționat. Pentru copii doar 3 picături. Eu nu am folosit lavanda, am folosit roman camomil. Acesta ne ajută foarte mult și atunci când vrem să medităm. Dar indiferent cum vreți să-l folosiți, doar mirosindu-l din sticluță o să simțiți imediat un efect benefic pentru minte și psihic. Purifi, un ulei fantastic, toate sunt fantastice. Îl folosesc seara înainte de dormire pentru o mică problemă a soțului meu, sfărăitul, nu? Să zicem așa. Și pus în difuzor cu lavanda și purifi, aer, se lasă liniște în cameră și nu se mai aude niciun sfărăit. Totul ceea ce eu zic chem fantastic, dimineața te trezești odihnit și pregătit să începi o nouă zi. Asta era Purifi. Lemon din nou, și în această comandă e nelipsit, v-am spus, îl folosim toți cei din casă, în fiecare dimineață, pentru un detox ușor, blând, în fiecare dimineață. Arbore Vitae, un ulei fantastic, și acesta este tot fantastic. L-am cumpărat, nu știu exact să vă spun, l-am cumpărat pentru că trebuie să-l folosesc într-o combinație. Este, după cum și denumirea, arborele vieții, arbore vitae, și am să-l folosesc în anumite rolonuri care am să le fac. O să revin cu un alt video să vă spun exact toate proprietățile lui. Vreau să vă arăt acum, la sfârșit, am terminat cu produsele din primul pachet și a doilea pachet. În momentul când sunt în dificultate și nu știu, vreau să-mi pregătesc un rolon, am această carte, se cheamă Abecedar Esențial, și aici am toate uleiurile, la ce folosește, și atunci toate dificultățile dispar. O să revin următoarea
Vedeți? Este o carte foarte ilustrată cu uleiurile esențiale. Și toate întrebuiințările lor. Nu aveți cum să greșiți. Aici despre uleiurile purtătoare. Purtătoare care pot fi adăugate la uleiuri pentru a fi folosite într-un mod corect pentru a le pune pe corp, pentru masaj. Ulei purtător, vrea să spună asta, ulei de masaj din mandorle, din ulei de cocos, de migdale și de jojoba. Sunt foarte multe uleiuri purtătoare, dar noi le folosim pe astea pentru că sunt emoliente pentru corp și ajută chiar dacă nu pui niciun fel de ulei în ele. Uleiul de măsline, iarăși, poate fi un ulei purtător, dar este un ulei gras și rămâne mai mult pe corp. În schimb, uleiurile de migdale, de jojoba se absorbe foarte bine în piele și nu rămâne acel efect de piele uleioasă. Da, deci aici avem numerotate toate uleiurile din gama uleiurilor, celor 10 uleiuri din kitul pentru cei care vor să se înscrie 10 uleiuri. Se poate înscrie și fără kit, doar plătind o taxă de înscriere. Nu are sens acum să stau să vă citesc din carte, dar v-am spus pentru întrebări, puteți să-mi scrieți în comentarii și eu mă documentez și vin la voi cu un video mai detaliat. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. O zi bună!